Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Poveste cu Cântec, prezentată și realizată ca de obicei de Tatiana Mărgoianu. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră într-o zi specială de sărbătoare, să zic. Orice zi e sărbătoare, dar astăzi este o mare sărbătoare pentru românii noștri, pentru că sărbătorim doi sfinți, Sfântul Constantin și Elena. O zi minunată pentru cei care își serbează aceste frumoase prenume din familie. La mulți ani le urăm și noi încă de la început, atât eu cât și invitata mea dragă sufletului meu, pentru că nu întâmplător am chemat-o pe Luminița, pentru că și colegul meu a fost atât de drăguț și a dezvăluit încă de la început secretul, așa este el drăguț ca de obicei. Am invitat-o pe Luminița Udilică, pe care dumneavoastră ați văzut-o de foarte multe ori în casele dumneavoastră și aici alături de mine. Asta înseamnă că se simte foarte bine la noi la Râmnicu Vâlcea și alături de dumneavoastră, să zic. Pentru că, exact cum vă spun de fiecare dată, chiar dacă ne desparte sticla, suntem foarte, foarte aproape de sufletele dumneavoastră, cum de altfel și dumneavoastră sunteți aproape de noi. Bine ai revenit, draga mea, mă bucur să fii alături de mine. Îți zic și eu la mulți ani, pentru că, dragii mei, o cheamă Elena. Și
Am vrut să fim așa în trend cu ziua. La mulți ani tot ce-ți dorești și mă bucur că astăzi, la o zi atât de specială, atât pentru toată lumea, cât și pentru tine, mai ales, ți-ai dedicat această oră să fii aici în fața publicului nostru, telespectator Vâlcea. Mulțumesc frumos, Tatiana, pentru invitație. Mulțumesc frumos vâlcenilor pentru primirea lor în casele dumnealor. Și eu urez la mulți ani tuturor vâlcenilor, tuturor sărbătoriților. Vreau să urez la mulți ani doamnei Arcan, soția domnului Stelica Arcan, care datorită dânsului și ție sunt aici în emisiune, și tuturor sărbătoriților care sunt astăzi. La mulți ani, sănătate, bucurii, împliniri, tot ce-ți doresc dânsii, tot ce-ți doresc, ce-i frumos și plăcut în viață. Și eu vreau să-i urez finei mele, pentru că de dimineață m-a sunat și chiar îi mulțumesc pentru invitație și chiar mă gândesc la tortul care l-a făcut special, dar din păcate nu putem să mergem astăzi acolo, dar așteptați-ne, Fina, că o să venim cu tot dragul. Chiar dacă toți suntem la capitolul dedicații, vreau să spun și eu la mulți ani și colegei mele Lili Suciu și Iulianei, Ramonei Turnescu, tuturor celor care își serbează această zi minunată. Draga mea, după cum văd eu așa, tu iubești foarte mult meleagurile noastre vâlcene. Cum de altfel și eu iubesc meleagurile voastre de acolo, din, de unde vii tu, de la Pitești. Da, da. Eu am răspuns cu multă plăcere invitației tale la toate emisiunile, chiar și cele în afara orei asta de emisiune Poveste cu Cântec, deci îmi face mare plăcere să vin la Vâlcea aici, îmi face mare plăcere să fiu în preajma ta, a vâlcenilor, a tuturor celor care mă cunosc, mai am și prieteni pe prietene, deci cu cunoștințe și ce să zic, la același lucru le urez la mulți ani, sănătate și bucurii în familie, la copii, tot ce-și doresc și mai vreau să mai specific și eu că fratele meu este Constantin, îi urez la mulți ani și lui. Prietenelor mele de la Pitești, cunoștințelor mele, fostelor colegi de serviciu, la toată lumea care mă cunosc, același lucru, numai bine, sănătate și tot ce-și doresc. Ținem să urăm foarte multe mesaje, așa, să spunem tuturor celor care ne urmăresc, pentru că la o zi specială ce am putea să spunem, nu? Mai frumos. Mm-hmm. Uite, avem și noi aici și flori. Am încercat să fim așa în trend cu sărbătoarea specială și masa plină cu bucate, pentru că este frumos să ne sărbătorim așa după bunul plac. Eu chiar mă bucur, Lumii, că ai răspuns afirmativ să fii aici în această zi minunată. O să mai vorbim, o să mai spunem telespectatorilor ce ai mai făcut tu așa de când nu ne-am mai văzut împreună cu publicul telespectator. Noi, dragii noștri, ținem o legătură foarte strânsă și vorbim ore în șir, dar cu dumneavoastră. O să cântăm și să încântăm și publicul telespectator, pentru că fiind la o zi de sărbătoare, este musai să fie și muzică. O să-l rugăm pe colegul nostru să ne ajute cu muzică. Luminița Udilică pentru dumneavoastră. Thank you.
putenică și-l dezleagă, că mai cu ție-am fost dragă. Când neicuța dezlega, dorul la mine venea, măi. Putenică și-l dezleagă, că mai cu ție-am fost dragă. Dragii mei, ați ascultat-o pe Luminița Udiluca. O voce foarte frumoasă, în ciuda faptului că cei care ați stat și ați ascultat așa povestea ei, o poveste de viață. Ca orice, am așa sufletul încărcat de durere când spun că sunt oameni care, într-adevăr, trec prin multe greutăți în viață. Ei, uitați aici, în carne și oase pe Luminița Udilică. Viața ne oferă foarte multe, dar noi trebuie să facem față tentației. Draga mea, dacă astăzi suntem într-o zi specială de Sfântul Constantin și Elena, spune-mi, te rog frumos, să nu ne încărcăm așa cu lucruri triste. Ce obiceiuri sunt pe la tine prin zonă? Eu știu, într-o zi din asta specială, mă gândesc că sunt anumite... Da, în ziua asta specială, da, fiind și perioada până la Rusali, da, oamenii merg la biserică, este o zi de duminică și plus o zi sfântă, da, care își serbează ziua la biserică. Unii merg la cimitir care au acei... pe acei care nu mai sunt printre noi, da, merg la cimitir cu o floare, eu știu, cu ceva. Și în rest, astăzi își petrec acasă, în familie, cu prieteni, cu rude, na, n-aș putea să zic așa mai mult. Sunt nunți, da, ca de obicei, cam așa în principiu. Deci oamenii își petrec astăzi, e duminică și sărbătoare. Se adună între ei, în familie, rude, prieteni și își petrec mare parte. În afara faptului că merg și la biserică, fiind o zi sfântă și mai mult, da. Noi avem foarte multe sărbători în calendarul nostru ortodox, dar mă gândeam că în zona de unde vii tu există anumite obiceie, eu știu, făcute sau ceva mai special. Astăzi nu special, dar, de exemplu, joi sau când este Rusalile, când sunt Rusalile, oamenii tot la fel merg cu vase, la noi se merge pe morminte, da. Deci asta ar fi peste o săptămână, două, cu vase pe morminte acolo la cimitir, da, tot pentru cei care nu mai sunt printre noi și tot la fel se întâlnesc rude, cunoștințe, discută, mă rog, așa, că foarte rar te întâlnești decât la zile din astea și se duce cu frunze de nuc, cu frunze de tei, da, și presară pe morminte pe acolo, stropesc morbintele cu apă de la izvor, apă neîncepută, se zice la noi, tot la fel, mai dă la câte cineva câte o găletușă cu apă ca să fie pentru... Deci cam asta ar fi zona noastră. Poate mai sunt și altele, dar cel puțin atâta știu eu din copilărie, că mergeam cu părinții mei și cam asta era. Și după aceea tot la fel petrec, deci că acum sunt cam sărbători multe, deci se țin lanț unele după altele. Și... Da, și foarte multe zile libere din câte da, am da. Observat. Probabil că cred că sunt și folositoare pentru că după atâta muncă, nu? Și răsplată. Da, sigur, normal, oamenii se bucură de zile libere pentru copii, pentru familie, pentru se întâlnesc vizite, eu știu, recreere în concedii, chiar dacă sunt ele mai scurte, sunt benefice oricum concediile pentru toată lumea. Chiar și pentru elevii de la școală, așa se bucură. Da, fiecare și-ar dori să stea cât mai mult acasă și să aibă de toate, că practic la serviciu mergem pentru că avem nevoie. Bine, adică trebuie să mai faci și din suflet, dar totuși. Să îmbină utilul leagă. Cu plăcutul. Se îmbină frumosul cu utilul, exact așa cum spui tu și cred că fiecare gândește în stilul nostru, pentru că ai responsabilitate, nu este atât de simplu să organizezi, să normal. Fii acolo prezent în fiecare dimineață,
până târziu sau, eu știu, la anumite joburi pe care noi le desfășurăm. Exact. Eu chiar am așa bucuria de a afla cât mai multe informații din anumite zone, pentru că fiecare, cum se spune în popor, fiecare bordei cu obiceiul lui, da, nu? Dar astăzi, chiar și la noi în zonă, după câte știu, și în oraș, nu numai la țară, oamenii merg la biserică, împart. Apropo, am uitat să spun că la noi la Pitești, da, ziua de Sfântul Constantin și bine, s-a făcut mai devreme, vineri, cred, a fost ziua Piteștului, deci s-au sărbătorit niște ani, sincer să fiu, nu mai știu câți, deci așa, pentru zilele Piteștului. A fost un spectacol, da, eu nu am fost acasă ca să merg, am fost plecată din localitate, dar alți interpreții, copii, eu știu, poieții ai orașului, eu știu, așa, au participat la această sărbătoare. Deci a fost zilele Piteștului la noi la Pitești. Da, păi și la noi, dar... Și cred că Sfinții Constantin și Elena, de fapt, da, sunt protectorii noștri acolo în zonă, deci... Sunt protectorii Piteștiului, ai Argeșului, să zic așa, din câte știu eu, de-a lungul timpului. Și probabil că pentru toată lumea, orice da, sfânt da, este protectorul nostru, dar, într-adevăr, zilele sunt minunate când tu ți le faci minunate. Aș vrea să mai cântăm și să mai încântăm publicul nostru telespectator cu câteva melodii frumoase cântate de Luminița Udilică.
Și ai să spui la lumea toată, bucuroși încă bucuroși în păcat, nu dă fata pe băiat, mă. Să iei aici loc, Lumii. Foarte frumoase melodiile tale. Le-am ascultat așa cu mare atenție. O să mă leg un pic de orchestrație și de tot ce este acolo, pentru că îl cunosc și pe colegul nostru. Domnul Narcis, da. Buzu. Da, este un om deosebit care pe mine mă ajută, da. De ce să nu spun că primele două melodii au fost și sunt specifice zonii noastre a Argeșului, da, compuse de și în colaborare cu mine și cu doamna, deci cu doamna profesoară de canto Elisabeta Grigorescu de la noi de la Pitești, da. Iar celelalte este o munca mea de zi cu zi, cum să vă spun, sunt live melodiile, da, unde eu colaborez cu domnul Narcis și mă ajută foarte mult, mă încurajează omul ăsta. Ce să vă spun, n-am cuvinte față de dânsul, cât curaj îmi dă, cât impuls și mă ajută, de ce să nu recunosc foarte mult. Deci,
toată stima și respectul. Să știi că de fiecare dată încerc să scot în evidență naturalul. Și după câte au văzut și telespectatorii noștri care urmăresc și sunt fideli, emisiunile cu muzică live. Acolo se vede efectiv munca titanică a omului, acolo se vede concentrarea maximă a omului. Pentru că așa cu CD-ul în buzunar, pur și simplu, am venit, sau stick-ul, da, este foarte simplu, cântă banda și noi la fel mimăm. Sunt cazuri în care trebuie să faci și acest lucru și în spectacole, ceea ce eu nu prea sunt de acord cu lucrul ăsta, pentru că de asta fiecare știe, da, să cânte și suntem un popor de oameni cântăcioși. Dar eu am o vorbă, o singură ciocârlie există, o singură privietoare, restul sunt păsări. Da. Dar trebuie într-adevăr să ne testăm noi. Nu este obligatoriu să arătăm cuiva ceva. Trebuie să ne arătăm nouă, să ne controlăm, să ne autocontrolăm și să vrem mai mult de la noi. Cu toate că este foarte greu să ne supunem și să ne... adică e o muncă titanică și trebuie și creierul să-l pui la contribuție, pentru că ai observat, tu deja ai trecut de vârsta copilăriei, de vârsta adolescenței, nu mai ai aceeași, cum să zic, putere de asimilare, da, da, de asimilarea cunoștințelor. Trebuie să facem un pic de... Dar cine are creierul în permanență în activitate, da, nu este o muncă grea, deci de asta se și spune ca omul toată viața să aibă creierul în activitate, deci să facă, să citească, să compună, să socializeze, deci astea sunt lucruri pur și simplu la îndemâna oricui, da, să zic așa, ca să mențină creierul viu, da, și sigur, sănătos, să zicem așa. Omul să fie original, să fie el. Să-l dezvolți în permanență. Foarte mult, chiar pe această cale vreau să-i mulțumesc doamnei mele profesoare de economie, doamna Enescu, pe care am avut-o în facultate și spunea, chiar avem așa o discuție cum am fi noi aici două, spunea Tatiana, să știi că orice lucru făcut la timp este binevenit. Pentru că până la 30 de ani asimilezi și asimilezi și foarte, foarte mult. Ei, după 30 de ani, cam trăiești așa din... Amintiri. Amintiri și cu ce ai învățat. Ce ai învățat. Mai amplifici, da, dar puterea de concentrare este foarte mult atunci. Înțelegi? Este creierul mai odihnit, mai, cu timpul se mai... adică mai obosește și el. Și calculatorul, ai observat, da, cu timpul... Da. Trebuie, mai trebuie și resetat, mai are nevoie de anumite componente noi. Apoi la noi, oamenii care avem atâtea informații în acest creieraș micuț, da, și mai obosește și el. Dar, revenind la subiectul nostru forte, de la ce am plecat, vezi, se poate dezvolta dintr-un cuvințel multe romane, da, poți să faci. Ce spuneam noi, deja eu apreciez la tine ambiția pe care o ai. Și, dragii noștri, după cum vă mai spuneam și în edițiile anterioare, Luminița nu a mers consecutiv, adică ani de zile, de, eu cel puțin am început de micuță și actualmente sunt în formă și... Da. Am avut așa o continuitate, ceea ce nu și la tine. Și este de apreciat. Da, eu am început de micuță, da, de ce să nu recunosc? Ai făcut pauză. Da, dar am făcut pauză, da, o pauză destul de lungă, da, dar ambiția, dorința de a face ceva, plăcerea sufletului, să zicem așa, pentru harul care mi l-a dat Dumnezeu să fie, să-l fructific, da, m-a făcut ca să merg mai departe, să mă ambiționez și mai mult, să fac ceea ce știu să fac și ceea ce pot să fac, să zic așa, da?
și să arăt și celor din jur care poate mă cunosc sau nu mă cunosc, că se poate. Deci chiar dacă treci prin niște momente grele, chiar dacă treci prin momente triste, eu știu, în viață, se poate să faci. Dacă ai ambiție și voință și ajutorul de la putem. Bunul Dumnezeu, să zicem așa. Că putem, nu există, nu pot. Da, există, nu vreau. Așa este. De fiecare dată trebuie să ne încurajăm unii pe alții, pentru că avem nevoie de un impuls și să ne dăm seama că nimic nu vine așa de-a gata. Noi ne-am pus aceste fotolii pentru că am vrut să stăm așa mai confortabil și să ne simțim foarte bine, dar nimeni nu vine să te așeze undeva dacă tu nu-ți dorești. Normal. Este bine să-ți dorești și de fiecare dată dorința devine o realitate. Așa și visurile devin realitate. Orice visăm se îndeplinește. Vreau să dedic și o melodie cu fetița, acolo vreau să ajung, foarte frumoasă și cuvinte extraordinar de frumoase pentru familia Iorgulescu, pentru fetița lor Elena Casandra, o minunăție la care eu am participat săptămâna trecută la încreștinarea ei, și pentru micuța Elena Natalia, care tot la fel acum 2 săptămâni am fost la încreștinarea ei, fetița familiei Neferu, a Cristinei și a lui Daniel. Doamnei Elena Viorica, bunica, care este o femeie minunată și niciodată nu uit de unde am plecat. Sunt prietenii care se leagă de ani și ani. Da, așa este. Cum de altfel și noi suntem. Da, așa este. Nu numai aici, dragii noștri, să știți că eu de fiecare dată am oameni pe care îi iubesc și aici și în viața de zi cu zi. Și din această cauză îi am alături de mine și eu sunt alături de ei. Draga mea, mai cântăm, mai încântăm, da, sigur, publicul, da, telespectator, pentru că dacă tot povestim, suntem în trend titlului și cu cântatul, Luminița Udilică. Să strângi bani, să faci avere, să poți scoate.
Ei, dragii mei, exact cum am așa o vorbă, ferește-mă, Doamne, de prieten, că de dușman mă fere singură, este cazul nostru. Mă gândeam și eu la melodia pe care a cântat-o Lumi, foarte frumoase. Și, într-adevăr, tu zilnic mergi la repetiție? Nu chiar zilnic, am de două ori pe săptămână, pentru că eu mai repet și acasă, deci fac acasă repetiție singură, deci am negative, am culeg melodii, deci mi le selectez, eu știu, mai compun și eu, am niște melodii care o să le pun în viitor apropiat pe linie melodică, da, deci așa, cântece compuse care o să le pun în viitor apropiat, cât mai apropiat, nu am avut timp acum datorită unor probleme, probleme cotidiene, nu de sănătate, numai cu sănătatea stau bine, mulțumesc Bunului Dumnezeu, și o să le pun pe linie melodică la un studio, eu știu, pe la noi, la Pite, sau pe aici, pe la Vâlcea noastră, da, și o să vin cu ele noi, deci niște melodii noi, pentru că a trecut cam un an și să
vin și eu cu niște melodii noi. Nu contează timpul care trece peste aceste melodii, contează efectiv să fie acolo impregnate în mințile celor care le ascultă și, bineînțeles, și pentru noi. Pentru că și foarte multe, așa, nu contează cantitatea, calitatea foarte mult. Mi-aduc aminte, stăteam de vorbă cu Ileana Cioculete, Dumnezeu să o ierte, da. O femeie extraordinară și chiar îmi spunea că foarte mult contează să te știe omul cu melodia respectivă. Cu cât o cânți mai des, cu atât te și ține minte. Da, pentru că sunt foarte multe, foarte mulți interpreți și se uită. Așa, cântând-o foarte des, da, așa este. Acea melodie știe. Luminița Audilică cântă melodia cu fata sau ce ai cântat tu acum cu, pentru ce omul în viață muncește. Da. Deci eu fac multă repetiție acasă. Deci nu mă duc în fiecare zi la domnul Narcis, dar acasă nu există zi în care să nu repet 2-3 ore, eu știu, da, în funcție de timp și... Eu știu că tu mai ești și la un grup, într-un grup, cu mai multe fete. Da, da. Sunt la grupul Doruri Argeșene, da, de la Pitești. Este un grup cu persoane mai tinere, mai vârstă medie și puțin mai peste vârsta mea, eu știu să zic așa, dar suntem niște colegi... Un grup mixt. Da, da, un grup mixt, da. Suntem niște colegi care ne înțelegem, care ne apreciem unul pe altul, ne încurajăm. Ce să vă... Eu am fost încurajată foarte mult de colegele mele, mai ales care sunt puțin mai... mari decât mine, da, și chiar m-au primit cu foarte multă căldură în acest grup, de ce să nu recunosc, și m-au încurajat foarte mult, da, țin foarte mult la mine prin felul, și prin felul meu de a fi, pentru că respect omul, le respect și îi respect și pe colegii mei, deci foarte mult, deci n-am cuvinte față de dânsii. Contează foarte mult și omul de lângă tine, pentru că atâta timp cât cei cu care lucrezi sunt oameni minunați și tu ești la fel. Bineînțeles, și tu, ca persoană, ceea ce oferi, asta și primești. Da. Știi, semenii vând, culegi furtună. Adică trebuie să fim conștienți că ceea ce vrem noi, trebuie să și oferim. Da. Mai sunt și câte unii, așa, câte pădure, unii pe colea mai... Puțin, cu puțină invidie, să zic așa, eu zic puțină, probabil să fie și mai multă, de ce să nu recunosc, dar eu las așa lucrurile să decurgă de la sine. Deci... Pentru că vor realiza, poate că eu nu am nimic cu nimeni, deci chiar îi iubesc pe tot omul, da, da. Și apa trece, pietrele rămân. Sigur că da, deci chiar nu am nimic cu nimeni, din contră, eu chiar iubesc toți oamenii din jurul meu, deci copii, ce o fi, bătrân, deci tot. Deci niciodată n-am purtat ranchiună la cineva. Din contră, îmi place să am mulți prieteni, să socializez, să am oameni de la care am ce învăța, de la care am ce, eu știu... sfaturi să le primesc, deci da, le primesc cu multă plăcere. De ce să nu recunosc? Pentru că am ce învăța și ce pune eu în practică, dacă este... Asta este scopul nostru în viață, să ne amplificăm pe zi ce trece o informație. Cât de mică este, dar știi că în ziua respectivă ai avut o realizare. Și mai ales în domeniul nostru, cred că ne-ar trebui o viață să învățăm și o viață să profesăm. Dar eu de fiecare dată spun aceste lucruri și ceea ce este important trebuie repetat ca să se impregneze acolo. Eu de obicei, atât în mintea mea cât și pentru alții spun, așa este normal, că repetând, exact cum și tu spui că repetiția, și așa este, și eu fac repetiții în fiecare zi, chiar dacă nu, eu știu, și cu instrument, dar... Practic și așa, pentru că vocea are nevoie de încălzire, are nevoie de rodare. Plus să că învățăm ceva nou. Deci întotdeauna să mai învățăm și ceva nou. Deci întotdeauna noi trebuie să ne împrospătăm repertoriu, să zic, sau știu, da, trebuie să mereu să învățăm ceva nou. Tehnologia avansează. Da, da. Și trebuie să fim în trend. Draga mea, eu chiar sunt foarte fericită că astăzi ai fost alături de mine și de publicul telespectator, dar, dragii noștri, timpul este dușmanul nostru, ca de obicei. Ne apropiem cu pași repezi așa de finalul emisiunii. Aș dori să transmiți un gând frumos de final până la următoarea reîntâlnire publicului nostru telespectator vâlcean.
Da, mulțumesc frumos pentru, și ție încă o dată, pentru invitație. Mulțumesc frumos publicului vâlcean care au fost în fața micilor ecrane și ne-au privit, da, și ne-au ascultat. Mulțumesc și prietenei mele Ionela Preda, cu care am venit aici la dumneavoastră, la emisiune. Tuturor vâlcenilor le transmit din nou sănătate, bucurii, împliniri, tot ce e frumos și bun să realizeze și ce își doresc. Deci, călduros la mulți ani pentru cei care își serbează ziua astăzi și toate cele bune. Mulțumim frumos, draga mea, că ai fost alături de mine și de publicul telespectator. Începând cu ora 23, veți putea urmări emisiunea în reluare. Nu uitați până săptămâna viitoare că Tatiana Mărcoianu vă iubește. La revedere și iubiți-vă și dumneavoastră mult. Vă las în compania Luminiței Udulică. La revedere, dragii mei! Nu știi, dar tu geloc, nu știu ce mă fac cu tine, dragă-mi e să joc.